Bună ziua! Înainte de toate vreau să mulțumesc colegilor din mass media pentru faptul că în perioada rece anului au informat într-un mod corect, diligent, cetățenii Republicii Moldova despre programul de compensații, programul de suport pe care l-am oferit în acest an gospodăriilor. Vreau să reamintesc faptul că ieri toți cetățenii, toți cei care au solicitat compensații, fie că vorbim de compensații în factură sau compensații în formă monetară, au putut afla care este categoria de vulnerabilitate energetică în care au fost încadrați în acest an și dacă se califică sau nu pentru a beneficia de compensația monetară lunară de 800 de lei. La sfârșitul lunii noiembrie, în sistemul de compensații, am avut peste 720.000 de gospodării, 261.000 de gospodării s-au calificat pentru compensația monetară. 260.000, cu peste 30.000 mai multe gospodării comparativ cu anul trecut. Mulți cetățeni vor afla că categoria de vulnerabilitate energetică din acest an este diferită comparativă cu cea de anul trecut și asta este un lucru firesc. De ce? Pentru că anul trecut prețul la sursă de energie era mult mai mare, consumul din 2021 a fost diferit comparativ cu cel din 2022-2023. Dar ceea ce vreau să subliniez și aici vreau să fiu cât mai explicit posibil. 91% din gospodăriile care vor beneficia de compensații în factură în acest an vor achita aceleași prețuri ca și în anul trecut, indiferent de categoria de vulnerabilitate în care au fost încadrați. 91%. Pentru ceilalți cetățeni care nu sunt de acord cu categoria în care au fost încadrați, pentru acei cetățeni care au în continuare neclarități, care au identificat anumite probleme, îi rugăm să ne contacteze, să contacteze asistentul social sau bibliotecarul și echipa noastră de la minister va oferi tot suportul necesar. Încă o dată, cu răbdare, cu grijă unul față de altul, o să depășim această perioadă rece anului. Astăzi, în această conferință de presă, vrem să lansăm un pachet de măsuri suplimentare de suport pentru populația Republicii Moldova. Vorbim despre 5 măsuri de suport. În primul rând, vom oferi o plată unică de 3.000 de lei pentru 56.236 de pensionari care s-au născut înainte de 1945 și s-au pensionat înainte de 1999 și, atenție, au o pensie mai mică de 3.000 de lei. Deci, pentru aproximativ 56.000 de pensionari din Republica Moldova, vom oferi o plată unică de 3.000 de lei, o a 13-a pensie, pentru pensionarii care s-au născut înainte de 1945 și s-au pensionat înainte de 1999 și au o pensie mai mică de 3.000 de lei. De ce am selectat acest grup? De aceea că acest grup de pensionari au ieșit la pensie în perioada de tranziție. Modificarea regulilor de calcul a pensiei de-a lungul anilor și lipsa datelor istorici privind veniturile salariale a făcut că pensiile lor să fie mult prea mici, chiar dacă ei au muncit toată viața, au cotizat în bugetul care a fost la acel moment, dar pentru că sistemul era în proces de a fi creat, ei au fost nedreptățiți, iar modificările și reformele recente ale sistemului de pensii, ei nu au beneficiat pe măsură de plină. Datele noastre arată că, spre exemplu,
Pentru pensionarii care s-au născut în anul 1928, 91% din acești pensionari care s-au născut în acest an au o pensie mai mică de 3.000 de lei. Comparativ cu 56% pentru, cu pensionarii care s-au născut în 1946. Deci pentru acești pensionari venim cu această plată, să rectificăm această injustiție pentru pensionarii care acum au peste 78 de ani. A doua măsură se referă la o plată unică de 5.000 de lei pentru 3.019 familii care au la îngrijire sau la, în supraveghere copii cu dizabilități severe. Deci, pentru aceste familii va fi oferită o plată unică de 5.000 de lei. În prezent, în Republica Moldova avem aproximativ 5.000 de familii cu copii cu dizabilități severe. Toate aceste familii vor primi o plată unică de 5.000 de lei. Deci, din aceste 5.000 de familii, 3.019 primesc o indemnizație de îngrijire, alte 2.000 beneficiază de serviciu de asistență personală. A treia măsură se referă la o plată unică de 5.000 de lei pentru 7.195 de familii cu persoane cu dizabilități încadrate în serviciu de asistență personală. Probabil cu toții ați auzit, în acest an am avut mai multe probleme legate de finanțarea acestui serviciu. Prin această măsură de suport, o plată unică de 5.000 de lei, dorim să oferim acest suport acestor familii vulnerabile. A patra măsură se referă la plata unică de 5.000 de lei pentru 1.261 de femei însărcinate sau care alăptează cu copii de la 0 la 13 luni și care sunt beneficiare de ajutor social. Astfel spus, oferim această plată unică de 5.000 de lei pentru femeile însărcinate sau femeile care alăptează, care se află în sărăcie extremă. A cincea pachet de măsuri se referă la un spor unic pentru toți angajații din sistemul de asistență socială din Republica Moldova. Vorbim de 9.751 de angajați din Inspectoratul Social de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională de Asistență Socială, instituțiile publice ale Consiliilor Raionale, centrele de plasament pentru copii vârstnici și persoane cu dizabilități, asistenții și lucrătorii sociali, angajați ai serviciilor sociale, personalul specializat și angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială din municipiul Chișinău și unitatea administrativă Găgăuzia, cât și asistenții parentali profesioniști și părinții educatori. Toți acești profesioniști de mai mult de 3 ani, în prima linie, luptă pentru interesele beneficiarilor, luptă pentru interesele celor mai vulnerabili categorii din populația Republicii Moldova și noi considerăm că ei merită acest suport în perioada rece a anului. Toate aceste 5 măsuri sunt realizate cu suportul partenerilor Guvernului Republicii Moldova. Niște prieteni adevărați ai Republicii Moldova, colegi cu care am înfruntat toate aceste crize, ba mai mult am putut și am avut ambiția să demarăm reforme ambițioase și dacă îmi permiteți pe scurt am să-i menționez. Deci este vorba de Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite, Programul pentru Populație și Dezvoltarea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Organizația Internațională pentru Migrație, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Agenția ONU pentru Refugiați. Vreau să utilizez această oportunitate să le mulțumesc profund pentru acest suport, pentru prietenia de care a dat dovadă față de
poporul din Republica Moldova și față de cei mai vulnerabili din această țară. Cu această ocazie vreau să-l invit pe bunul meu prieten, domnul Simon Springett, rezident al Organizației Națiunilor Unite pentru a vorbi despre aceste măsuri suplimentare de protecție. Simon. Vă mulțumesc mult, domnule ministru Buzu, pentru încrederea dumneavoastră în Națiunile Unite, ca să vă sprijinim în aceste inițiative importante. Apreciem înalt șansa de a lucra cu guvernul pentru a face un impact tangibil asupra familiilor vulnerabile. Cu sprijinul și în coordonare cu UNFPA, UNHCR, UNICEF, IOM și PAM, suntem mândri să sprijinim această inițiativă importantă prin asistența financiară care este acordată gospodăriilor vulnerabile în Republica Moldova, dar și refugiaților, precum și prin sprijinirea reformei mai largi a sistemului de protecție socială. În cadrul Națiunilor Unite, noi lucrăm pentru a sprijini guvernul și a sprijini atingerea priorităților stabilite de guvern pentru a ne asigura că nicio persoană nu rămâne în urmă. Agențiile Națiunilor Unite, care reprezentanții cărora sunt aici cu mine astăzi, vor arăta, ne vor spune cum aceste măsuri de sprijin sunt aplicate în practică. Să ofer cuvântul bunei mele prietene, Catherine Goose, care este reprezentantă și directoare de țară a Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite. Catherine, please. Vă mulțumesc mult, domnule ministru Buză. Bună ziua reprezentanților mass media și, evident, bună ziua colegilor mei din cadrul sistemului ONU. În calitate de reprezentantă și directoare de țară a Programului Alimentar Mondial, este o onoare pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră, împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, precum și cu reprezentanții echipei ONU pentru a lansa măsurile de suport pentru populația vulnerabilă a Republicii Moldova. Aceasta este un alt reper semnificativ în procesul de atingere a angajamentelor asumate de ONU și Programul Alimentar Mondial și atinge promisiunii de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Cu adevărat, PAM rămâne angajată în susținerea guvernului în abordarea necesităților esențiale a grupurilor vulnerabile de populație din Moldova, în conformitate cu reformele în desfășurare. În acest sens, ca parte a campaniei pentru perioada rece a anilor 2023-2024, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și cu principalele agenții ONU, Programul Alimentar Mondial își extinde temporar asistența financiară pentru cele mai vulnerabile categorii din Moldova, pentru a sprijini în acoperirea necesităților de bază, cum ar fi alimentele și resursele energetice. De asemenea, PAM lucrează în parteneriat cu agențiile ONU pentru a consolida instituțiile de la nivel central și regional pentru a-și spori eficacitatea sistemului de protecție socială, cu scopul de a extinde accesul la servicii sociale de calitate, precum și pentru a oferi asistență financiară țintită în Moldova. Angajamentul nostru de a elimina foamea și de a promova bunăstarea și oportunitățile economice pentru toți este elementul cheie a tuturor activităților noastre și, în acest sens, noi facem încă un pas înainte spre realizarea acestei viziuni. Recunoaștem legătura intrinsecă între protecția socială și creșterea economică. O persoană bine protejată, o familie bine protejată, este într-o poziție mai bună să facă față impacturilor negative produse de orice tip de crize. Crize energetică, criză alimentară, cauzată de schimbarea climei și altele. Persoana respectivă poate contribui mai bine la asigurarea prosperității comunității sale, dar și a întregii țări. Succesul nostru nu se măsoară la nivelul unei singuri organizații, dar se bazează pe parteneriatele puternice pe care le creiem. În acest sens, îmi exprim gratitudinea față de Guvernul Republicii Moldova, în special Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și colegii mei din cadrul sistemului ONU, în special reprezentanților OIM, UNHCR, UNICEF, UNFPA și, evident, coordonatorului rezident pentru sprijinul puternic și colaborarea prețioasă.
Prin colaborare, noi putem să ne amplificăm impactul programelor noastre și putem crea o schimbare durabilă. Cu adevărat, trebuie să punem accent pe consolidarea capacității instituțiilor naționale de protecție socială. Și aceasta se realizează nu doar prin oferirea de instruiri și asistență financiară. Nu, scopul este să construim o Moldovă mai puternică, investind în persoanele vulnerabile, investind într-un sistem care îi va proteja. Noi investim în Moldova ca și țară, care va avea șanse să se dezvolte, să devină o țară prosperă. Vă mulțumesc mult și reiterez angajamentul nostru comun să construim împreună o Moldovă mai inclusivă. Acum o invit la tribună pe doamna Aliona Cristei, din partea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Stimate domnule ministru, stimați reprezentanți mass media, colegi și parteneri, bună ziua! Pe parcursul ultimilor ani, Fondul ONU pentru Populație, UNFPA, care este agenția ONU care își are misiunea de a asigura drepturile și sănătatea reproductivă a populației, viața fără violență și protecția socială a persoanelor vârstnice, este alături de Guvernul Republicii Moldova în răspunsul la crizele umanitare, dar și la implementarea programelor de dezvoltare. Astăzi ne bucurăm foarte mult să fim alături de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a lansa acest program împreună cu agențiile ONU, care continuă de anul trecut și se extinde pentru categorii noi de populație, cum ar fi populația vârstnică. Ca parte a acestui program și în conformitate cu mandatul UNFPA, acordăm prioritate necesităților speciale a femeilor însărcinate și a mamelor cu bebeluși în vârstă de 0-13 luni și inclusiv persoanele în etate care se confruntă cu diferite niveluri de vulnerabilitate. Considerăm că acest ajutor bănesc constituie un element esențial în strategia de răspuns a Guvernului la oricare criză umanitară, economică și energetică, de aceea, în calitate de agenție ONU, susținem acest proces. Există dovezi solide care argumentează că ajutorul financiar oferit femeilor însărcinate și celor care au născut sporește accesul lor la serviciile medicale și de îngrijire prenatală și naștere calificată, ceea ce are un impact direct asupra sănătății materne. Ajutorul financiar ajută persoanele să acopere diverse cheltuieli de transport spre unitatea de asistență medicală, cazare, produse alimentare sau produse igienice de primă necesitate. Anul trecut, spre exemplu, au fost identificate aproximativ 11% dintre femeile însărcinate și cele cu copii mici ca fiind vulnerabile și noi am susținut practic 3.000 de gospodării în care existau asemenea femei, au primit ajutor financiar. Anul acesta vom susține aceste categorii de populație, dar și persoanele în etate, așa cum a menționat domnul ministru, care s-a născut până în anul 1945 și care are o pensie de până la 3.000 de lei. UNFPA va continua să acorde prioritate nevoilor speciale de sănătate, protecție, nutriție și bunăstare a populației, în special ce ține de femeile însărcinate, persoanele în etate, persoanele vârstnice vulnerabile. În acest sens, în coordonare cu agențiile ONU, noi și cu sprijinul donatorilor și a partenerilor noștri, ne angajăm să asigurăm demnitatea, reziliența și siguranța persoanelor care se află în situație dificilă. Mulțumim! Doamna Cristei, vă mulțumesc foarte mult. Acum aș vrea să-l invit la tribună pe colegul meu, Lars Johan Lonnbeck, care vine de la Organizația Internațională pentru Migrație. Excelența dumneavoastră, domnule ministru, mulțumesc mult, coordonator rezident, dragi colegi, reprezentanții mass media. OIM se află aici pentru a-și reafirma angajamentul de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în acțiunile de răspuns la criza refugiaților din Ucraina, în mod special de a sprijini și reforma inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în cadrul programului Restart. OIM împreună cu colegii vor oferi asistență financiară pentru refugiații din Ucraina și grupurile vulnerabile din Moldova. Ne bucurăm
să anunțăm că în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Refugiați, OIM-ul va, după cum a menționat și ministrul, va oferi sprijin gospodăriilor moldovenești vulnerabile cu adulți și copii cu dizabilități. Vreau să adaug că acesta este un angajament puternic pe care și l-a asumat OIM, dar și alți colegi, pentru asigurarea dezvoltării umanitare și păcii. Vă mulțumesc mult! Acum aș vrea să invit pe buna mea prietenă Maha Amaj de la UNICEF Moldova. Thank you. Domnilor și domnilor, excelența dumneavoastră, dragi parteneri, din numele UNICEF vreau să îmi exprim angajamentul ferm de a promova, de a asigura protecția populației vulnerabile, concentrându-ne în special pe drepturile și bunăstarea copiilor. Este o plăcere să anunț măsurile specifice pentru 2023 și 2024. Noi cunoaștem că sărăcia rămâne o îngrijorare semnificativă și respectiv noi vom contribui la implementarea națională a programului Sprijin pentru familii cu copii. Mai mult de 34.000 copii au fost sprijiniți începând cu anul 2022 și alții 2.800 copii vor primi asistență financiară de 4.000 lei în ultimele luni ai anului 2023. Este esențial să se ofere asistență familiilor cu copii în situații de risc, ceea ce va consolida reziliența acestor. Deși asistența financiară este extrem de importantă, ținând cont de rata sărăciei absolute în rândul copiilor din regiunea rurală de 45% în 2022, copiii au nevoie de o gală cuprinzătoare de servicii sociale care să abordeze toate necesitățile pe care le au ei. Deja al doilea an, în cadrul acordului de înțelegere pe care l-am încheiat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, noi depunem eforturi pentru a consolida aceste servicii oferite tuturor copiilor. Noi continuăm să sprijinim oferirea de servicii de calitate pentru copiii separați de familiile lor. Vom oferi în continuare asistență financiară suplimentară de 1.500 lei lunar pentru mai mult de 1.000 copii în servicii de tip familial. În afară de aceasta, noi colaborăm cu Casa Națională a Asigurării Sociale pentru a ne asigura că și copiii refugiați primesc alocațiile financiare la timp. În activitatea noastră cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne concentrăm pe sporirea capacității forței de muncă pentru a garanta servicii profesioniste de calitate înaltă, aliniate la cele mai bune practice și standarde. Noi oferim asistență financiară suplimentară personalului din prima linie. În septembrie până august 2023 am oferit 1.600 lei plăți suplimentare, de asemenea o plată unică va fi oferit în decembrie 2023. Acest sprijin va fi oferit pentru aproximativ 12.000 asistenți sociali, 420 de îngrijitori în servicii de tip familial și alții. Mai multe acțiuni sunt planificate pentru 2024. Toate aceste eforturi au drept scop să contribuie la eliminarea sărăcie în rândul copiilor și să ofere factori de sprijin pentru ca copiii vulnerabili să se poată dezvolta și să-și poată valorifica întregul potențial. UNICEF rămâne ferm în misiunea sa de a crea un viitor unde drepturile și bunăstarea fiecărui copil nu vor fi doar puse în aplicare, dar și celebrate. Vreau să mulțumim Guvernului Moldovei și tuturor partenerilor pentru colaborarea continuă și pentru îmbunătățirea vieții copiilor din Moldova. O invit la microfon pe Francesca Bonelli de la Agenția ONU pentru Refugiați. Mulțumesc! Stimate domnule ministru, colegii ONU, reprezentanții ai presei, bună ziua! Nu numai bunătatea, ci și forța Republicii Moldova si è evidenziata in modo in care moldoveni au grigia de cei mai vulnerabili. Ei au grigia de proprii lor concittazeni, iar cu aceeași caldura și-au deschis inimile și casele pentru refugiații în căutare de adăpost și siguranță. Încă din 2022,
UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiații, a început să colaboreze cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a fortifica sistemul de asistență socială și a sprijini Republica Moldova în susținerea celor mai vulnerabili, inclusiv ai refugiaților. În ultimele luni, noi am sprijinit centrele de plasament pentru refugiați din toată țara cu peste $1 milion. Recent am aprofundat aceste sprijin pentru a susține dezvoltarea capacității personalului de asistență socială, contribuind încă $500.000. Personal pe care îl vedem în fiecare zi în orașe și sate, ajutând oamenii să găsească soluții la problemele lor. În domeniul sprijinirii celor mai vulnerabili, fie ei rifugiati sau moldoveni, aveți încredere că UNHCR este angajată să sprijine guvernul la toate nivelele. Moldova, mulțumesc! Noi suntem împreună. Vă mulțumesc! Și mi scuseți pentru limba rumena. Francesca, a fost perfect. Mersi foarte mult. Eu am să concluzionez cu trei aspecte. Unu, deci vorbim de un program de care vor beneficia aproximativ 68.000 de cetățeni. Bugetul programului este de 226 de milioane de lei. Programul pentru colegii mei din prima linie are un buget de 51 de milioane de lei și de el vor beneficia 9.751 de colaboratori din domeniul protecției sociale. Noi, în Republica Moldova, suntem în continuare într-o situație dificilă. Ministerul pe care îl conduc, noi avem un mandat destul de extins, de aceea aici suntem mai mulți, mai grămăjoară și pentru noi este important problemele complicate mereu împreună să le soluționăm. Și al treilea aspect este că eu sunt extrem de recunoscător colegilor mei din prima linie. Ei fac o muncă extraordinară, dedicația lor față de beneficiari nu are limite și eu mă bucur foarte mult că cât mai mulți dintre dumneavoastră faceți istorii despre persoane cu dizabilități, despre asistenții sociale, asistenții parentali, asistenții personali. Eu vă încurajez în continuare să faceți acest lucru. Moldova trebuie să-și cunoască eroi. Acum sunt gata să răspundem la întrebările noastre. Da, toate resursele sunt din partea partenerilor noștri de dezvoltare care au vorbit și i-am menționat. Plățile urmează să fie dezbursate în luna decembrie și ianuarie cel târziu, deci noi la Minister am identificat listele de beneficiari și urmează să fie dezbursate toate plățile în maxim de o lună. Acum doar facem un control al datelor și ele vor fi ajunge la toți beneficiarii pe parcursul acestei ierni, cel târziu în luna ianuarie. Bună ziua, Laura Rânja, TV8. Domnule ministru, spuneți-ne un pic despre procedura cu care vor ajunge acești bani la beneficiari. Trebuie să depună aceștia o cerere sau cum mai exact are loc procesul? Nu trebuie să depună nicio cerere. Noi am selectat beneficiarii în baza unor criterii definite. Spre exemplu, toate familiile din Republica Moldova care au un copil cu dizabilitate severă vor primi plata unică. Deci noi am selectat toate familiile, noi le cunoaștem, noi le avem în sistem pentru că ei beneficiază de anumite prestații și ele vor beneficia automat de aceste plăți.
acei 56.000 de pensionari, ei avem datele lor în sistem pentru că ei beneficiază de o pensie, respectiv ei vor primi această pensie în baza datelor pe care avem din sistem, asistenții personali în aceeași situație și mamele care alăptează sau sunt însărcinate, iar și avem toate datele în sistem. Deci, toate datele sunt la noi, nu este nevoie ca persoanele să vină să depună o cerere, să facă solicitări, deci vor primi această plată unică din oficiu. Și aș mai avea o întrebare legată de compensații. Potrivit datelor de la minister, circa 25% din cei care au aplicat pentru plata monetară nu s-au încadrat. Dacă puteți să ne spuneți de ce este un număr atât de mare și care au fost criteriile mai exact. Din datele preliminare pe care le avem, avem aproximativ 84.000 de gospodării. Criteriul de bază pentru a te califica pentru plata monetară a fost, dacă facem abstracție, dacă au beneficiat sau nu anul trecut sau în anul curent, a fost nivelul de venit. Deci, nivelul de venit în cadrul gospodăriei trebuia să fie sub 3.900 de lei. Ceea ce bănuim noi este că aceste gospodării au un venit mai mare, dar încă o dată noi încurajăm toți cetățenii care nu sunt de acord cu deciziile pe care s-au făcut în sistem să ne contacteze. Noi încercăm să fim cât mai transparenți și cât mai deschiși și este important să interacționăm. Noi putem admite că pot să se strecoare anumite erori, deși experiența de anul trecut arată că datele cu care operăm sunt datele din sistemele publice, datele pe care le-au declarat cetățenii, dar noi vom fi deschiși să explicăm decizia. Vreau să spun că la momentul actual avem 260.000 de gospodării care se califică pentru această plată. Domnul ministru, o întrebare de precizare. În cazul în care o familie se integrează în două măsuri pe care le-ați menționat, o mamă însărcinată sau care alăptează și are la întreținere și un copil cu dizabilități severe, va beneficia de două plăți unice? Deci o familie, o gospodărie va beneficia de o singură măsură și noi acum încercăm să clarificăm acest aspect. Din experiența noastră este un procent destul de mic. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă vedeți anumite probleme la cetățeni, pe compensații, pe acest program, încurajați-i să ne contacteze. Noi avem o echipă tehnică care va fi deschisă și va examina cu diligență fiecare solicitare din partea cetățenilor. Și vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, am observat cu interes modul în care s-a reflectat programul de compensație și ați fost foarte critici, dar ați fost obiectivi și vă mulțumesc mult că ați informat cetățenii. Vă mulțumesc mult, o zi bună în continuare!